Sume Foxy! Adi, te rog frumos, când târzi în prima zi de școală, să închiriem biciclete, te rog. Dacă nu mai veni taxiul, hai să mergem cu bicicletele. Aoleu, vezi că mă calci cu bicicleta. Dar tu mai știi unde e școala? Tu trebuie să știi, tati, nu eu. Păi eu nu mai știu unde e școala, bebe Foxy, am uitat. Aici, aoleu, așa aproape era școala și am mai închiriat și biciclete, am mai plătit și bicicletele pe degeaba. Nu se intră, tati, hai că mai am un minut și târzi. Hai de repede, repede, repede. Sunt aici, dar pe unde hai, intri în școală? Doamne, bebe Foxy, nu găsim intrarea la școală. Intru. Hai să intrăm pe la terenul de fotbal. Nu cred că poți să ocolești pe lateral. Pe unde pe lateral, bebe Foxy? Aici e intrarea? Aoleo, bine că am găsit intrarea. Hai să le dăm jos de pe biciclete. Am ajuns la școală. Dar bebe Foxy, e goală școala? Nu-i nimeni. Stai puțin. Am ajuns cu 2 ore mai repede. E diferit fusul orar față de, de insulă, bebe Foxy. Am ajuns cu 2 ore mai repede la școală. Și ne-am și chinuit să ajungem aici. Dar privește partea bună, măcar n-ai întârziat la școală. De ce te-ai supărat, bebe Foxy? Păi tata, ai ajuns mai repede la școală, e bine. Păi și acum ce fac, că nu e nimeni aici. Păi, da, poți să-ți iei locul cel mai bun. Hai să ne uităm să-ți iei tu locul cel mai bun. Să stai în cea mai bună bancă. Care e clasea? Că nu știu, tati. Păi uite-te pe orar să vezi ce ora e prima. Pe vremea mea, bebe Foxy se dădea orarul înainte. Nu, prima zi de școală se dă acum. Păi atunci putem să... Dar nici la servire nu e nimeni la cantină. Păi putem să servim noi, uite, bebe Foxy. Ce dorești să mănânci astăzi? Da, gata, am ieșit. Dacă faci probleme la școală... Păi atunci hai să stăm, uite, aici, lejer, pe spate, uite, aici stăm așa. Da, și stăm 2 ore și așteptăm. Ia să vedem. Tati, eu cu morul ăsta și dau după tine. Nu, bebe Foxy, stai puțin că stăm așa. Bă, și așteptăm. Bun, e bun mărul? Ia, dăm și mie măr aici. Dau, tati, un măr. Stai așa că mi-au și eu un măr. Bebe Foxy, uite, mi-au un măr și mă întind pe spate și mănânc, uite aici, așa întins pe spate. Ofi, mănânc mărul. Păi nu știu ce să zic, dar știi ce mă gândeam eu? Ce? Mă gândeam la ceva. Hai să stăm așa un pic să ne relaxăm, să mâncăm mere. Mamă, dar ce mari sunt merele astea. Tati, dar nu vine să crezi. De ce m-am... Curioasă că am venit cu 2 ore înainte. De ce m-am plictisit, bebe Foxy? Hai să plecăm de aici, că e boring, e plictisitor. Păi, nu știu, hai să... Uite, mergem la ora de istorie. Haide, eu sunt profesorul tău de istorie, uite. Ce? Bebe Foxy, treci în bancă. Treci în bancă. Astăzi suntem la ora de istorie. Exersăm acum, știi, să vedem cum stai așa. Stai în prima bancă pentru că ești o elevă silitoare. Așa. Și vezi bine, vezi bine, da? Beata, și acum fii atentă la tablă, da? Uite aici, fii atentă la tablă. Ok. Scriem așa pe tablă. Astăzi învățăm despre... istoria istoriilor. Apoi, tati, înțelegi ce am scris pe tablă, bebe Foxy? Ce ai scris acolo, tati? Tu știi să scrii măcar? Wow, mă dau peste cap că văd. Cum nu înțelegi? Uite, vorbim despre istoria istoriilor. Despre daci, despre romani. Nu, tati, deci nu e bine ce ai scris tu acolo. E chineză. Of, nu mă descurc deloc la istorie. Hai să mergem într-o altă clasă, gata. Istoria nu e punctul meu forte. Stai așa. Dar nu am 2, hai să mă joc cu tine de elevul și dar profesor. Nu ne jucăm, bebe Foxy, te învăț acum e la școală. Uite aici, la matematică, hai să vedem. Matematică, ora de matematică. Bebe Foxy, treci în bancă. Așa, bravo. Nu acolo, în banca din mijloc. Ăsta este locul tău. Așa, stai acolo frumos, pune-te jos, nu mai sta pe scaun. Of. Bun, așa, și hai să facem aici, uite, cu așa scriem, ce uite, scriem 2 plus 2 egal semnul întrebării. Domnule profesor. Da. Știu răspunsul. Care este răspunsul? Ia să vedem. Spune tu, fata din prima bancă. 4.
4? Nu este 4, este 3. Păi 2 plus 2 și mai scazi 1. De fiecare dată scazi 1. Dar nu e bine, crede-mă, nu e bine. E 3, 100% e 3, nu, ascultă-mă. E 3 răspunsul, bebe Foxy. Dar nu e bine, nu înțelegi? De ce nu e bine? Ia, du-te, bine. Ia du-te tu la tablă, tu ești profesoara și eu sunt elevul. Ia să vedem. Dacă te pricepi. Așa. E 4. Dar de unde știi că e 4? Ia arată-mi. Păi 2 plus 2, dar cum ai făcut să-ți dea 4? Păi, stai să-ți arăt. Așa. Ce faci acolo, bebe Foxy? Dansul ploii, tati. De ce faci dansul ploii? Tati nu mai vreau, o plictisit. Dar unde încerci să mergi, că nu înțeleg? Bine, bebe Foxy, gata, am înțeles. Nu-ți place matematica, hai să mergem la altă, la altă clasă. Hai să mergem la geografie, de exemplu, uite. Geografie, la ora de geografie. Uite aici, hai la geografie. Eu sunt profesorul de geografie. Astăzi o să învățăm despre munți, despre voi, despre dealuri. Bine, stai în ultima bancă. Uite că mai venit o colegă, uite deja începe să vină lumea, bebe Foxy. Sorry, nici n-am apucat să-i zic că sunt profesorul de geografie. Uite, eu sunt profesorul de geografie și astăzi o să învățăm despre munți, despre voi. Ui, așa, munți. Vai. Vai de capul meu. Da, despre multe chestii o să învățăm. Munți, vai de capul meu. Hai să, hai să plecăm de aici. Doamne, tati, vandalizezi tot în școală. O să mă dea afară. Gata, gata, bebe Foxy, să nu... La desen mergem? Ora bine. Place. Hai să vedem. Ora de desen cu bebe Foxy. Uau, ce sculptură, tati! Hai să vedem ce desenăm. Bebe Foxy, uite, fiecare are câte un desen aici. Și e valet, tati, așa. Sau așa că eu mă pun să desenez ceva dacă pot. Așa, dar nu știu dacă mă lasă să desenez că... Păi, păi n-avem, da, n-avem din astea plaje să desenăm. Hai să plecăm că... Doamna directoare, dumneavoastră sunteți doamna directoare? Da, eu. Am venit să-mi înscriu fata la școală. Așa. Pe bebe Foxy. Și ce aptitudine are fata dumneavoastră, spuneți? Păi este drăguță, este... Nu e de ajuns. Învață bine, învață bine. Așa. Învață tot timpul. Nu chiulește de la așa școală, da. Altceva, mai interesant. Este fata mea. Mai interesant de atât. Este bună la desen. Ok. Și o să ia numai 10 pe linie. Aha, să zicem. Da, ce ziceți? O luați pe fata mea da, la școala da, dumneavoastră? Ce mi-a zis, sunt foarte mândră, e ok, o scriem. O scriem la școală? Bine, gata! Bebe Foxy va fi la școala asta! Uhuu! Hai bă, tati, m-am plictisit să mă joc cu tine. Când începe școala? Păi stai așa să mă uit la ceas. Să ia fiteamă. Stai să-mi caut telefonul, că nu-mi găsesc telefonul. Atunci fiteamă, tati, eu te... Eu, îți place cu când la pian? Mamă, ce profesionistă ești! Dar stai un pic să vedem... Deci începe școala în aproximativ o jumătate de oră. Wow, ce a zburat timpul, bebe Foxy. Tati. Păi stai să vedem ce sală mai avem. Hai să ne jucăm fotbal, fotbal, fotbal. Hai la fotbal. Unde e fotbalul? Păi lasă bebe Foxy că nu știu, vedem, dar unde este fotbalul? Hai pe culoarea asta, unde ai dus? Acolo e fotbalul? Da, tati, vino. Stai așa să vedem. Tati, intră. Sunt aici. Sunt femeie de servici, sunt femeie de servici. Bebe Foxy, tu ești la școală, nu trebuie să faci curat. Hai să mergem de aici, să nu ne prindă doamna de servici, că o să ne pună bețe în roate. Hai să mergem. Unde era terenul de fotbal? Aici e clasa de matematică. Dar nu mai știu pe unde am intrat. Nici eu nu mai știu, sincer să fiu. Hai de pe aici. Wow, ce muzică e aici. Unde-i dus? Stai așa că uite, mă bag aici după cortină, bebe Foxy. Ne ascundem aici după cortină. Hai o scară aici, hai să vedem. Nu merge, să mă cață.
Eu sunt mai mare, bebe. Au, căzut. Eu sunt mai mare, bebe Foxy. Nu e nimica, e cortina doar. Hai să mergem la fotbal, nu? Hai să mergem la fotbal. Păi nu mai știu exact unde era fotbalul. Nu e să cred, adică m-ai adus cu 2 ore mai devreme. Păi dacă tu ai zis că atunci trebuie să plecăm, m-am plecat și gata. Era în spate. O, uite, bebe Foxy, trenulețul. Poți să te plimbi cu trenulețul. Ciu, 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 ciu. Ciu, 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 mă dau cu trenulețul. Ciu, ciu, da, uite ce e terenul de fotbal. Trebuie să vă căuze intră. Hai să vedem aici la fotbal. Minge, ai tati? Da, minge. De unde facem rost de minge? Ce trist, tati. Hai să ne jucăm cu mingea invizibilă. Uite, mingea e la mine, bebe Foxy. Mingea e la mine. Mă duc să-ți dau gol. Ți-am dat gol, am înscris. Uhu! Ești atât de boring, tati. Îmi pare rău, bebe Foxy, da. Vai, nu știu. Să nu faci așa când îți copiii de față. Tati, nu mă face rușine. Da, 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 bebe Foxy. Haide să mergem înăuntru. Haide după mine că imediat vin și bebelușii la școală. Hai că se întunecă imediat bebelușii afară de la... Tu, tati, eu nu mai sunt bebelușii. Se întunecă afară de la nori ăștia. Hoi, ce nori e pe cer. Se bagă soarele nori. Aici, la școală. Păi, mai avem încă... Aoleu, mai sunt încă 5 minute și vine lumea la școală, bebe Foxy! Acesta a fost episodul Hulinașilor și Vulpițelor. Dacă v-a plăcut, să nu uitați să rupeți butonașiul de like și de subscribe. Aparent, bebe Foxy și cu tati au ajuns mai repede la școală. Cea însă... Însă o să vină toată lumea și atunci o să vedem ce se întâmplă la școală. Aveți și primul link din descriere care vă duce către Trovo, unde filmăm episoadele astea șmechere. Așa că haideți cu toții acolo și vă așteptăm. Pa, pa! Bye!